ați venit la Polițist Noob versus Polițist Pro versus Polițist Hacker. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Astăzi vom face ceva foarte special și interesant. După cum puteți vedea, ne jucăm din nou joculețul nostru favorit numit Let's Be Cops 3D, unde suntem polițiști. Și astăzi, boys, vom încerca să facem cea mai mare evoluție în acest joc. Să ajungem de la noob, pentru că chiar dacă suntem la nivelul 7 și suntem în ziua 7-a, eu în continuare mă consider destul de noob, să ajungem la hacker, efectiv, fraților, să prindem infractorii pe bandă rulantă și să nu ne mai scape. Hai să vedem dacă reușim. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți, fraților, să începem joculețul. Deci, după cum puteți vedea, am început ziua, dar este sâmbătă, după cum este duminică, după cum puteți vedea. Hai să vedem pe băiatul ăsta care zice că doar stă pe bancă. Hai să vorbesc ceva cu el. Bun, n-am ce să-i fac lui ăsta. N-am ce să-i fac lui ăsta, fraților. Hopa, acolo este cineva. Deci și în stânga și în dreapta. Ia prima dată să văd pe doamna asta. Doamna asta caută ceva, hai să vedem. Ce caută doamna asta? Ați pierdut ceva? O întreb. I'm looking for my glasses. Îmi caut ochelarii. Cum adică? Did you have them when you left? Ai avut ochelarii când i-ai pierdut? Soare mea, eu înțeleg că sunt la nivelul de noob. Bă, dar ochelarii sunt la tine pe... Băi, sunt la tine pe ăsta. Sunt la tine pe față. Cum adică? I-ai avut când ai plecat? Oh, no, i-am lăsat la magazin. Ce idiot, pe bune. Ăsta chiar un idiot, pe bune, fraților. Ok, bun. Hai să vedem, uitați-vă, băiatul ăla pare foarte suspect. Hai să vedem, care-i treaba cu el? Fuge! Holy shit, boys, fuge! Mamă, mamă, hai să vedem, hai, polițistul nu, o să reușească să-l bată. Hai să vedem, fuge, bau, hai, gun, let's go, fraților, let's go! Am reușit să-l prindem. Mamă, fraților, chiar dacă suntem polițiști nu, vedeți că putem să reușim să facem multe chestii. Și mai avem și pe băiatul ăsta. Asta pare destul de suspect, a? Standing about. Ia să vedem, ia să vorbim puțin cu el. Ce faci, frățiorul? What are you up to? Doar aștept pentru un hot dog. Cu muștar? Nu, no, cu brânză. Bine, frățior, ar trebui să fie ilegal un hot dog cu brânză. Cine va mânca hot dog cu brânză, băi? Hot dog cu muștar. Bun, fraților, păi, practic ne-am terminat ziua de polițiști nobi. Bă, hai că a mers bine, chiar a mers bine. Adică, băi, fraților, chiar dacă mulți o să ziceți că, băi, Marius face asta prea repede, eu o să mă consider deja polițiști pro. Hai să vedem care e treaba, o să luăm și 500 de dolari pe această zi. Și na, o să încercăm să ne dăm upgrade. Hai să vedem. Let's go, hai să mergem aici, băi, să ne dăm upgrade la polițistul pro. Hopa, uitați-vă, nu, ăsta. Acest este polițistul pro, după cum puteți vedea. Hai să vedem care e treaba. Perfect. Prima dată l-avem pe omul ăsta, care este un charity worker, adică lucrează la vreo caritate. Da, asta, hai să vedem. Pentru ce strângi bani, îl întrebăm. Pentru Ducks in Need? Asta strânge bani pentru rațe? Rațele n-au nevoie de bani, boys. Hai să-i dau amendă lui frățiorul nostru. 35 de dolari, amenda maximă. Hai. Dă-i de aici. Wrong decision. De ce? Auzi? Sunt pro, nu uitați, hai să vedem. Ia, uitați-vă și pe băiatul ăla suspect. Ia uite pe domnișoara asta, ce face? Dansează. Hai să vedem ce-i cu ea, hai să vedem. Ce-i cu tine, domnișoară? Hei, dansezi foarte frumos, dansează cu mine. Îmi pare rău, dar sunt pe tură. Perfect, hai să o lăsăm aici. Nu o să dansez cu tine, soră mea. Ia uite pe băiatul ăsta, ăsta vomat pe jos. Ce se întâmplă, boys? Se simte rău? Ia, ce face? Opa, opa, băi! N-am cum să scot arma. What's wrong with you? N-am cum să scot arma, că trebuie să văd reclama. Opa, boys, uitați-l pe Donald Trump, man! Este un politician! Ha, ha, cât de tare! E Donald Trump, scrie aici. Ha, cât de tare, ok. Asta chiar e mișto. Hai să vedem, vorbim cu el puțin. Hello, îl întreb. Zic hello. Poți să mă bazezi pe tine ca să votezi? Ai o licență pentru chestia asta, gen să faci campania de asta politică în stradă? Ai vreo licență, frățioro? I'm a body licență, I'm in power. Ci că nu am nevoie de licență, având în vedere că sunt la putere. Îmi pare rău, ai nevoie de o licență, fraților. Îți dau 35 de... Nu, îi dau 37 amendă. Hai, 37 amendă, frățioru. Pleacă de aici, să nu te mai văd. Să nu te mai văd. Hai să vedem, ia uite și pe domnul ăla. Hopa, și cu el. Terrible cardigan. Are un cardigan oribil.
Have a good day, sir. Lasă așa, fraților. Chiar dacă e îmbrăcat nașpa, lasă așa. Bun, fraților, asta a fost o zi de polițist probă. A fost mai greu decât ziua trecută, însă eu zic că m-am descurcat decent și practic, pentru că după cum puteți vedea, nici n-am umplut toată bara asta. Nu mă pot evolua la polițist hacker, așa că o să rămân la polițist pro și pentru următoarea zi, fraților, n-am ce să fac efectiv. Ce pot face? Nu pot face absolut nimica. Ok, hai să vedem. Hopa, este seara acum. Ia uite-l pe băiatul ăsta care este dezbrăcat pe stradă. Ia să vrem puțin cu el. Trebuie să vă puneți haine pe dumneavoastră, domnule. Îmi plac chiloții mei. Nu contează chestia asta. Nu poți să-i ai. I don't want them. Hai să vedem. El arestez, boys. Fuge după mine. Băi, alu, fuge. Mamă, ce faci ăsta? Băi, pe unde fugi? Pe unde fugi? Grijă mare. Tragem în el, că și tragem în el, că a făcut pe șmecherul. Te puteam să-l și arestăm, dar am și tras în el că a făcut pe șmecherul. Bun, fraților, bun, mamă, de se vede că polițistul pro, hopa, ce e ăla? Hopa, ia să vedem pe ăsta prima dată. Ăsta sună la pizza, ce faci, fățiorul? Ce e aia pe, what's on your shirt? Pineapple, of course. Bine, hai să vedem, ai o cămașă tropicală, te las în pace. Hai să vedem, boys, uitați-l pe omul ăsta, ăsta e un hoț? Ce-i cu tine, frățiorul? Oprește-te acolo! Aia, nu trebuie relativ, am just going to a fancy dress party. Și că nu sunt un hoț adevărat, doar mă duc la o petrecere cu costume. Bine, mă, hai, du-te, te las în pace. Dar uite-ți-l pe ăla din spatele lui care fuge. Ăla că ar trebui să aibă niște probleme. Băiatul ăla! Alo! Mamă, boys, uitați-vă, e și o mașină pe acolo! Dar eu nu o să iau mașina, fraților, vreau să mă focusez pe băiatul din stânga. Hopa, ce faci, fățiorul? De ce poți să o faci? Hai, ce faci? What are you doing? Doar filmez un prank pentru cineva. Deci fiți atenți, băi, vreau să fac o farsă la cineva, să-l jefuiască. Nu mi se pare foarte amuzant. Ar putea să fie următorul hit. Nu se întâmplă astăzi, fraților, nu o să faci chestia asta. L-am arestat. Bun, haideți, fraților, că o zi din polițistul pro ne-am descurcat foarte, foarte bine, puteți vedea. Însă nu știu încă dacă sunt pregătit de hacker. Hai să mai avem, boys, asta a fost o noapte. Hai încă o zi cu polițistul pro și după trece la polițistul hacker. Hai să vedem, boys. Ok, încă pe noapte suntem acum. Ia uite-l pe omul ăsta ce face. Ăsta face cu mâna, la ce faci cu mâna? Ia să vedem. Hello, gen salut. Bun, lăsăm așa, să nu mai facă cu mână, n-are nicio treabă. Bun, uite-ți pe doamna asta. Doamna asta parcă țipă sau ceva de genul. E destul de panicată, țipă. Calmează-te, domnișoară, care-i treaba cu tine? Ia, alo, fuge. Ia, stați, boys. Mamă, bă, uite-ți-vă șobolanul ăla, voi îl vedeți? Șobolanul din stânga, mamă. Mamă, ia vino aici, băi, alo. Gun! Dă-i, mă, dă-i. Pleacă, băi, acolo, ce ai. Perfect, fraților, perfect. Ok. Așa, cu domnul ăsta n-am nimic. Uiteți-vă la șobolanul ăla, bro. Băi, ce-i cu șobolanul? Mă sperie. Ia să vedem. Șobolanule, care-i treaba cu tine? Hey, give, dă-mi asta înapoi. Băi, dă-mi asta. Bă, te arestez, dă-mi felia de pizza. Fuge șobolanul, boys. Mamă, prinde șobolanul, prinde-l. Mamă, polițistul pro fânează și animale. Ați văzut și voi? Hai să vedem, hopa, i-am dat taser la șobolan. Băi, frații mei. Hopa, ce face? Așa, a leșinat. Fraților, îmi pare rău, adică eu nu puteam să las șobolanul ăsta pe... Că șobolanii sunt periculoși pe stradă, știi ce zic? Hai să vedem. Mai avem pe domnul ăsta care ce face domnul ăsta. Gata, boi, și ziua de astăzi. Bun, oficial cred că putem trece la polițistul hacker. Da, ați auzit foarte bine, fraților. Sunt de părere că n-am, mi-am făcut treaba și pot trece la polițistul hacker. Hai să vedem ce job-ul o să avem atunci. O să mergem la shop și pentru că suntem hackeri, o să fim deghizați în deținuți, fraților. Că da, suntem hackeri, putem să facem absolut ce vrem noi. Hai să vedem cum o să fie treaba cu polițistul ăsta. Let's go. Prima dată avem pe domnul ăsta care vrea să treacă strada. Îi zice, aveți nevoie de ajutor? Ceva? Lasă-mă în pace! Ok, îi zic, ia grijă la limbaj, frățiorul. Ok, mă înjură. Hai că-l arestez, că mă enervează, știi ce zic? Da, n-ar fi trebuit să-l arestez, dar m-a enervat. Sunt hacker, pot să fac ce vreau eu, bun. Așa, hai să mergem mai departe, frate. O să vedem cum o să fie o zi de asta de hacker. Opa, ce face domnul ăsta? Băi, ce faci, bă? Ce faci, bă, amenți oameni pe trecerea de pietoni? Hai, bă, ești arestat instant, fuge. Băi, alo. Băi, ce faci, bă, man? Ce faci? Cum adică, cum? Cum te gândești că poți să faci asta? Gun, mori aici, boys, auzi la el. Jos, așa, bun. Hai că l-am dovedit și pe ăsta, mergem mai departe. O avem pe această doamnă care plânge. De ce plângeți, doamnă? Sunteți ok? De ce plângeți? Iubitul meu s-a despărțit de mine.
O să-l arestezi, zic. Nu o să-l arestezi așa bună. Opa, și acolo Boyski e happy birthday. Gata, mea, băi, deja am terminat ziua, așa de bine a fost. Hai să mai vedem, boys. Polițistul hacker rupe, efectiv. Hai să vedem ce mai avem aici, să continuăm ziua. Asta e căutată pentru fraudă. Hai, te arestezi, na, ce naiba. Te arestezi instant, nici nu mai stau la discuții, ce ai. Efectiv, rapid, să se miște totul rapid. Ia uite-ți-vă acolo la domnii ăștia, care-i treaba cu ei, ce fac, ăsta ce face? Watching the world go by. Omul ăsta doar se uită la, hai că lasă plece, fraților, se uită la lume, n-am ce să-i fac. Opa, omul are un cuțit în mână? Băi, mamă, iară mașină, băi, nu pot să mă duc după mașină dacă e omul aici. Efectiv, are un cuțit în mână, nu pot să las aici. Ba nu, are un pistol sau ce e ăla? Un pistol, holy shit, un pistol. Opa, opa, fraților, n-am ce să-i fac. Da, trebuie să plece. Aia e, pa, pa. N-am ce să fac, fraților. Îmi pare rău. Știți că nu pot să apăs pe reclame că nu merge, că e bugui jocul. Bun, trece deja de pe tine. Uite pe doamna asta că e la telefon. Hai să vedem, poate ceva suspect la ea. Cu cine vorbești, întreb? Vorbesc cu șeful meu, te rog să încetezi. Zic sorry. Bun, hai să vedem. Care e treaba cu omul ăla din spate, fraților? Ia să-l vedem. Hopa, omul ăla parcă se plimbă suspect. Dropping kids off at school. Lasă copii la școală. Ai copii? Da, am 3 copii. Atunci, îi zic să nu te crești și să-l arestez. Așa îi zic. Pentru că sunt hacker și pot să fac ce vreau eu. Bun, și aici a terminat ziua, fraților. Ba, a fost o zi destul de proastă. Astea zilele cu hacker sunt puțin mai grele. Însă, fraților, o să mai dau încă o zi ca și hacker. Hai să vedem. Hop, asta e un magician, un magician cunoscut. Care-i treaba cu tine, bă, magicianule? Faci magie? Întreb. Sunt Marvelo, magicianul magnific. Ia să vedem ce-i la tine în... Hai, ia să te perchiziționăm, puștule. Ia, aici, ce aici? Ia să vedem. Hopa! Ai un animăluț! Băi, ții animăluțul cu tine, băi! L-am arestat instant! Ce ai, băi? Alo! Ar avea un iepuraș, fraților. Iubita mea are un iepuraș și mie îmi plac mult iepurașii, așa că na. Uite-o pe asta, face yoga. Bă, o lăsăm să facă yoga. Opa, bă, o lăsăm să facă yoga. Știi ce zic? Nu suntem nesimțiți. Ok. E ok, bun, hai să vedem ce mai suspect. Această doamnă vrea să vorbească cu mine. Această doamnă vrea să vorbească cu mine. Hai să vedem. Hello, ia să vedem. Would you like to join the group of the sun? Vreți, ai vrea să te alături grupului soarelui? Cum mă alătur? Îmi dați $100 donație. Aha, da, aș putea să te arestez, sora mea. Asta merge pe stradă, vreți să vă băgați în grupul soarelui? Dați-mi $100, pa, pa. Ok, să vedem ce face omul ăsta. Vrea atenția mea. Nu știu, ăsta mi se pare mai suspect. Omul ăsta mi se pare mai suspect decât ăla cu atenția. Așa că o să le iau pe ăsta. Are ceva în jachetă. Ia să vedem. Trebuie să văd sub jacheta ta, frățioro. E doar un cadou ce am sub jachetă. Hai să vedem ce ai sub jachetă. Hai să vedem. Hopa, pe aici. Ia să vedem. Are un șarpe! Mamă, man, fuge, frățiorul, cum să mergi cu șarpe pe domeniul public? Ia, vino aici. Vino aici, bang, și ai picat jos. Bun, băieți și fete, aceasta a fost o zi de polițist hacker. Ei bine, frați și surori, dacă mai vreți să facem episoade din joculețul, joculețul acesta, scrieți la comentarii, pentru că pot evolua și mai mult în el. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu un nou episod de noi. Vă pup pe toți, pa, pa.